Republica Moldova renunță la alte două documente semnate în cadrul Comunității Statelor Independente. Este vorba despre acordul privind schimbul de informații în problemele ocrotirii frontierelor externe și acordul privind condițiile generale de livrare a mărfurilor. Subiectele au fost examinate astăzi în ședința Guvernului. Prim-ministrul Dorin Recean a solicitat o inventariere a tuturor documentelor semnate cu CSI, aproximativ 400 la număr. Potrivit ministrului de interne, Ana Revenco, procesul e în desfășurare și primul acord prezentat este cel cu privire la schimbul de informații în problemele ocrotirii frontierelor externe ale statelor membre ale CSI în ziua de 12 aprilie 1996. Acordul vizat și-a epuizat relevanța pentru Republica Moldova în scurt timp după semnarea. Acordul nu a produs niciun efect, întrucât nu a fost pus în aplicare de către autoritățile statului cu competența în domeniul vizat. Diminuarea și ulterioară asistarea proceselor de cooperare în domeniul securității frontaliere în cadrul CSI au impulsionat transferul cooperării în domeniul schimbului de informații cu statele de interes în plan bilateral. În cazul în care, după denunțarea acordului, vor apărea necesități de interes major neacoperite, acestea vor fi discutate pe platforme bilaterale, a precizat ministrul Revenco. Cel de-al doilea document denunțat este acordul privind condițiile generale de livrare a mărfurilor între organizațiile statelor membre ale CSI, încheiat la Kiev pe 20 martie 1992. Republica Moldova aplică o economie de piață, iar livrarea mărfurilor este efectuată în baza contractelor individuale între agenții economici, fără implicarea statului. Astfel, acordul în cauză și-a pierdut actualitate și nu este necesară negocierea și semnarea unui alt tratat internațional în acest domeniu. Anterior, Parlamentul a votat denunțarea acordurilor privind activitatea teleradio companiei Mir.